În 2010-28, mai vreau zic că Ignat Gheorghe a venit la mine cu o armă de vânătoare tăietă, abrez și eu nu știu din ce motive, s-o cade împușcat asupra copiilor. Deci a venit la gospodărie admisă? Da. A venit cu o mașină, Da, ați avut cu el conflicte mai devreme? Conflicte nu. Absolut nu i-am zis niciodată nimic, el concubina cu fiica mea. Dar conflicte eu cu dânsul n-am avut, absolut loc nu i-am spus nimic. Am luat arma mea de vânătoare, care o avem legal, am ieșit să-mi apăr familia, vreau zic că l-am dezarmat, l-am predat poliției. Dar lucrul ăsta cum s-a întâmplat? Adică el a venit și a început să împuște sau... A venit și a început să împuște. V-a insultat întâi nu, și după asta? Nu, el dintâi mi-a sunat telefonic. Vreau zic că mi-a sunat telefonic și mi-a spus, pregătește-ți, dohnești că eu vin la tine. Cu cuvinte urâte. Deci o amenințare la telefon. O amenințare, da, la telefon. Și după asta, într-adevăr, că eu n-am luat în serios, piște vreo 30 minute, așa a apărut. Și fără motiv, a zis că am pușcat asupra fiicii, în ogradă m-am pușcat odată. Eu ieșind... Era doar fata dumneavoastră în ogradă sau mai era cineva? Era amândouă fiici și un copil mic de 2 ani, când o trase asupra lui. Și vreau zic că în ogradă, dumnealui, eu m-am împușcat odată, când copiii au fugit. Eu atunci nu știam unde se află copiii. Eu am ieșit în verandă și l-am văzut pe dumnealui cu arma în mână, în ogradă. Văzându-l cu arma în mână în ogradă, vreau zic că eu m-am dus și am luat. V-ați luat arma dumneavoastră? Da, m-am dus și am luat cheie, da, am drept de port, da, eu sunt vânător, am un staj deci mare arma de vânătoare, da, am vreo 20 de ani, de când sunt vânător, din anul 90. Vreau zic că până am mai luat cheile din unde erau ascunse, până am deschis safeul, până am scos arma care era pusă în ciucol, până am făcut-o, vreau zic că o trecut o leacă de timp acolo. Când a ieșit în ogradă, Ignat nu mai era în ogradă. L-am zărit la vecin peste gard, era lângă gard, cu arma și aia îndreptată spre gospodăria mea. A venit comisarul, eu atunci i-am arătat, hai și să arăți urma, ia că pe unii am sărit, i-am arătat, cred cum spune. Și-a fotografiat urmele lor? Nu a fotografiat, nu. A sărit dincolo peste gard și vreau zic că el era lângă gard, lângă cuhnea asta aici, era pus cu abrezul și ala pe între gard aici, că sunt puște în coar. Și eu am strigat la dânsul, ia că să lăsăm, haide-mi dincolo. Dacă iute după casă, ca niște aici, ia că uite, vezi? Vede, iată, după casă a ieșit aici și a ieșit portiță la deal. Iată, ce nu înțeleg, că fiind îndoie cu șterca. Dacă eu am venit undeva aia, că până unii omul este aia, că până a ieșit, și repede aici, eu îl ținem la mușcă și am strigat la dânsul, se lepe de armă. Cât e aproximativ? 10 metri de aici până acolo. Da. Zic că eu am strigat la dânsul, el de aici o alergat încolo spre casă. Am mai strigat o dată la dânsul. Dacă el a ieșit în dușul ăsta. Am mai strigat o dată la dânsul, strigat de armă, și l-a pus după așa la încolo. Dacă el era aici, ea. Și eu de acolo puterea să știu să trag între sună o dată, dar cu două. Dacă el se vede. Se vede cam ce o să scoatem dacă. Dacă se vede. Dacă le halișuri, dacă borțele. Dacă te lăiești, din cu așa. Sunt semne. Se pun scoatem, da? Foarte bine. Trebuie să întrebăm vecinul. Ia-te-le. Pune, ia-te-le. Este? E de plumb? Ha? Poftim. Da, la mână. Când au venit polițistul sector, da, era aici oare, o grei cu dânsul. Da. Și acte ați semnat acolo? Procesul verbal. Procesul verbal, da, și s-a făcut aici, vreau zic. În cadrul urmăririi penale s-a constatat că Ignat Gheorghe s-a deplasat la domiciliul cetățeanului Deleanu și acolo au avut loc niște împușcături reciproce dintre ambele părți. Pe parcursul urmăririi penale, deci a fost în rezultatul efectuării împușcăturilor, cetățeanului Gheorghe Ignat i-au fost provocate vătămări corporale medii cu dereglarea sănătății de lungă durată.
Asta e rezultatul... În rezultatul efectuării împușcăturilor... Nu, dar expertiza da, asta a constatat. Da, prin expertiza medico-legală. Inițial, conducerea urmăririi penale a fost dispusă procurorului în Procuratura Raionului Călăraș, domnul Toma Burghelea. Dumnealui, în procesul conducerii urmăririi penale, deci a decis că, totuși, acțiunile domnului Deleanu au fost legitime și a încadrat acțiunile acestuia în temeiul articolului 36 ca legitimă apărare. Prin urmare, în baza acestei decizii, a fost adoptată hotărârea de încetare a urmăririi penale. Ulterior, în baza unei plângeri a pătimitului Gheorghe Ignat și a avocatului acesta, s-a dispus examinarea în ordine ierarhică a circumstanțelor cazului dat. În rezultatul examinării în ordine ierarhică a cazului dat, s-a constatat că cu regret nu au fost efectuate toate acțiunile de urmărire penală, din care motiv a fost necesar să fie anulată ordonanța domnului Toma Burghelea și respectiv reluată urmărirea penală. La moment suntem în faza de urmărire penală, în cadrul care se acumulează, se administrează probe, ceea ce țin de demonstrarea acțiunilor fiecărei părți, deoarece la moment fiecare parte susține și pledează nevinovat. Unul împotriva altuia, adică unul menționează că este vinovat celălalt, cel Ignat menționează că este vinovat Deleanu. La moment se efectuează acțiunile de urmărire penală și ulterior se va decide. Iată, aceasta este toată situația referitor la caz. Nu s-a luat vreodată niciun fel de măsură, uneva pe luna lui august, data de 20, îmi pare că mă greșesc. Eu am văzut că de la poliție nu-mi vine niciun răspuns, m-am adresat la Procuratura Raionului Călăraș. Și până în timpul de față eu n-am niciun răspuns. Nu știi la plângerea dumneavoastră? Nu știu ce s-a făcut. Vreau să că am primit uneva tot prin luna lui august, dacă nu prin septembrie, m-a chemat și ne-a spus că ni se deschide dosar penal. S-a deschis dosar penal. Dar pentru ce? Pentru port armă sau pentru ce? Nu. S-a deschis dosar penal, vreau să că pentru leziuni corporale. Că eu i-am făcut leziuni corporale. Septembrie tot anul trecut. 2010. În 2010, da, uneva așa. Ni s-a deschis dosar penal, vreau să că pe este. Eu am întrebat dacă și pentru agresor, pe numele agresorului nu s-a deschis niciun dosar. Nu s-a deschis, ascultați. Vreau să că am primit hârtii, vreau să că în 2011, undeva în luna lui iunie. Este la mine aici, sunt documentele, care le-am primit de la Procuratura Raionului Călăraș, precum că am fost în legitimă apărare, vreau să că dosarul ăsta este clasat, și s-a încetat urmărirea penală. Da, s-a încetat urmărirea penală și se trimite pe domnul Ignat că să-i deschide dosar penal, vreau să că peste un an. Peste un an. Acum, de când am venit acasă, vreau să că eu mă duc la polițiști ăștia, lor îmi spun că asta e suvișenul secret, nu mi-arată nici cereri, în ce sunt bănuit, și chestii sunt bănuit. Noi îmi spune că adică nu aveți acces la materialele dosarului? Absolut deloc. Vreau să că dumnealor ne spune. Eu spun că eu am primit hârtie, că ni s-a încetat urmărirea penală pe mine, că am fost în legitimă apărare. Dumnealor îi spune că nu-i corect, am s-a deschis din nou. Vreau să că s-a deschis din nou. Așa e un dosar, vreau să că eu, în dosarul ăsta eu cel care v-ați plâns și tot... Da, eu m-am plâns, vreau să că, dar în dosarul ăsta și se primește. Se primește că eu sunt martor, eu sunt bănuitul și eu sunt și pătimașul. De este dosarul numai la noi la Călăraș să fac, în altă parte nu. Și poate să mai fac pe Republică, eu nu știu de pildă. Și despre plângerile pe care le-am înregistrat familia Deleanu și cei deci, care mai erau acolo? Deci, la plângerile familiei Deleanu, vă aduc la cunoștință că pentru deținerea de armă ilegală în privința domnului Gheorghe Ignat a fost pornită urmărirea penală, dânsul a fost pus sub învinuire, cauza penală a fost... Dar numai deținere de armă ilegală sau și utilizarea ei? Și utilizarea. Și a fost expediată în instanța de judecată, există la moment sentințe de condamnare. Ulterior... Dar tentative de omor, nimic nu. Deci ulterior s-a mai pornit o cauză penală, care se află la moment tot în gestiunea organului de urmărire penală, privitor la amenințarea cu omor din partea cetățeanului Gheorghe Ignat. Iarăși, la moment, se și pe acea cauză penală... Încă nu au fost finalizate. Nu au fost finalizate acțiunile, deoarece la moment anume că
Domnul Deleanu, Alexandru Deleanu, este persoana care întreprinde diverse acțiuni de a se sustrage, de a participa la acțiunile de urmărire penală. Fapt care îngreunează efectuarea, realizarea acțiunilor în termeni rezonabili, stabiliți de procuror. Dar nu credeți că există și o anumită doză de neîncredere în instituția statului care de un an și jumătate n-a soluționat dosarul? Adică îl face cetățean să simtă în nesiguranță, pentru că el a depus o plângere. Acum un an și jumătate a depus o plângere pentru că a fost agresat, a fost o tentativă de omor asupra dânsului și a membrilor familiei în ograda lui. Deci, rămâne... Lucrul ăsta nefinalizat. Nu credeți că se întoarce împotriva cetățeanului și el nu mai are încredere în instituții? Credeți? De ce a cerut să vină presa să asiste la toate procedurile pe care le face procuratura? Eu simt că este mai mult neîncrederea cetățeanului în instituție. Deci consider ca persoana care conduce urmărirea penală, consider că dânsul tactic a preluat o metodă de a încerca de a se eschiva de la răspundere și prin utilizarea presiei a încercat de a influența organul de urmărire penală. Eu vreau să vă zic că un an și jumătate nu a fost un timp în care urmărirea penală a staționat. Deci au demarat acțiuni de urmărire penală, cum au fost audierea mai multor participanți la proces, efectuarea câtorva expertize balistice, acțiuni care de asemenea pentru care a fost necesar timp major. Iată care este situația. Și la moment ne propunem în timp relativ scurt cu aportul domnului Deleanu, adică a tuturor părților, dar în special a dumnealui, să finisăm în timp scurt examinarea cauzei penale și să adoptăm o decizie. Și iată, deja ținând cont de faptul că dumnealui muncește în afara țării, procuratura poate să-l invite 2-3 zile la rând cât să finiseze tot ce are de făcut cu el și să-l lasă să muncească până ia o decizie. Da, deci nu o să fie tergiversat intenționat. Așa și s-a convenit cu el, deci îi se va acorda posibilitate să muncească, nu este dreptul organului procuraturii de a interzice, de a îngrădi dreptul la libera circulație, însă când va fi nevoie, noi am coordonat cu dumnealui, va fi invitat și vom demara celelalte acțiuni care sunt necesare cu participarea obligatorie a lui potrivit procedurii penale. Despre interdicția de a părăsi țara, ce v-a spus? Mi-a spus că n-am dreptul. Dacă eu am să mă duc peste hotare, eu l-am lămurit că eu lucrez, poftim, vă las telefon, vă las tot, eu odată în 3 luni vin acasă, cum îmi dă voie de acolo, unde lucrez, vreau să cășel. Și vă dați și-am scris un document care spune că mi-a dat voi? Da, eu am, vreau să că cum? El mi-a spus că dacă eu am să plec peste hotare, eu am să fiu dat în căutare. Eu i-am spus, uite, eu sunt față dumneavoastră. Dacă eu sunt faceți vinovat... Faceți procedurile acum. Da, dacă eu sunt vinovat, poftim, dați-mi mie la mână hârtii, că eu n-am drept să părăsesc, eu să le arăt la copii. Eu nu vă pot hrăni de atât că sunt reținut. N-au vrut să vă dea niciodată. Hârtii n-au vrut să vă... De pe 30.05... Ce e asta? Asta e, vreau să adus de la procuratura raionului Călăraș, precum că mie mi s-o